listă, pentru că de așa de ușor se trece pe faptul că peste 1915-1923. Dați seama că în prima fază, în 1915, 60.000 de armeni au fost incorporați în armata turcă și de cimați. Puțin mai tare. Numai la o diferență, încerc, numai la o diferență de 20 de ani, istoria s-a repetat cu Hitler, ceea ce a însemnat al doilea război mondial, s-a repetat cu Stalin, Iagoda și Beria, cu cei 10 milioane de oameni uciși în tot ce a însemnat Siberia și partea perioada sovietică. Și s-a repetat și după aceea, cu Polipot în Cambodgia și în alte zone lui. Deci, faptul că nu vrem să învățăm din istorie, faptul că nu ne întoarcem spre istorie și să tragem concluzii care să ne ajute să putem conviețui, că se poate conviețui, ne duce la astfel de atrocități, care de fapt arată faptul că în noi există un animal sălbatic, crud, și care omoară mai rău decât orice alte animale din specii, din celelalte specii care conviețui. Suntem mai rei decât lei și decât toioții și decât vedeți. Când acest animal se dezvăluiește în noi și începe să-și omoare, ca să face. Atâta cruzime nu o să întâlniți la nici o specie. Alte specii existente pe acest pământ. Cruzimea cu care oamenii se omoare între ei. Și acum încă e mai ușor, că omor cu scoțul ăsta nu știu, dar gândiți-vă ce s-a întâmplat prin Imperiul Roman, când erau sfinții, cum erau omorâți, erau de chinuit, cu câtă sărbăticie. Câte sărbăticii au fost omorâți armenii care au fost luați, duși în acel deșert, da? Și acolo lăsați să moară de foame, fără apă, fără mâncare. Este o tragedie, într-adevăr. Dar nu învățăm. Exact, nu învățăm nici de acest blestemat de război care ești, că dacă suntem bine și ne gândim, cui folosești cu adevărat. A, folosești cu siguranță că folosești cu evad. Dar nu, nu. Masa toată. Cei care sunt la baza societății, cei care de fapt susțin și clasa politică, susțin existența societății umane ca ta. Votul e regretabil și Dumnezeu se ierte pe toți cei care și-au pierdut viața în acest genocid, fără rost. Și bine îi spune Dumnezeu, dacă suntem din să învățăm din această istorie și din istoria poporului armean și din istoria poporului evreu și altor popoare care au trecut prin astfel de conflicte genocide. Dumnezeu să ierte toți cei care au trăit în acest genocid. Și noi să trăim și să vorbim, să nu uităm. Și de ei și de tot celălalt. Vă mulțumim, domnule Răneanu. În continuare, îl invit pe domnul Adrian Jicu, director al Bibliotecii Județene Constache Sus de Bartol, să ne spună câteva lucruri.